taracatam. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Viitoarele mirese care nu au rochia deja cumpărată și o pot închiria. Acestea pot fi și ele închiriate? Desigur. Procesul de închiriere este unul facil, care se desfășoară în 4 etape. Consilierea personalizată în showroom-ul nostru, în urma căruia alegem tipul de roche de mireasă care se potrivește și în funcție de tema evenimentului. Următorul pas este alegerea rochiei și stabilirea eventualelor ajustări care sunt necesare pentru ca rochia să vină așa cum este nevoie la momentul final. Închirierea rochiei de mireasă pentru o perioadă de 4 zile. Costul de închiriere îl reprezintă 30% din prețul de achiziție. Viitoarele mirese pot închiria pentru ziua cea mare același model de rochie pe care l-au purtat și starurile internaționale, precum Jennifer Lopez, Beyoncé și Serena Williams. Am văzut că există rochii pe care le-au purtat și vedetele internaționale. Le putem așa avea este. Chiar și pe acele? Desigur, pot fi aduse chiar dacă ele nu se regăsesc în showroom-ul nostru pentru a fi probate. Acestea pot fi aduse special pentru probă. Aici vorbim despre decolteul adânc, decolteul în V, pe care îl regăsim în mare parte dintre colecțiile noului sezon. Este o rochie lejeră, nu necesită crinolină. Vorbim de un material accesorizat, vorbim de flori supradimensionate, se pot închiria accesoriile, se pot închiria și voalurile.